Tărchezii în București două judei din ar. Masca i-au dat iama la evazionti. Polici subliniere ti din capital, sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul București subliniere ti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere subliniere I7 de percheziție domiciliar în București subliniere ti subliniere I judecele Ilfov subliniere I celera subliniere I, într-un dosar privind sevâr subliniere I unor infracțiuni de evaziune fiscal subliniere I sepelarea banilor în domeniul construcțiilor subliniere I comercului cu materiale de construcții, informează Ager Press. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, în perioada 2010-2013, benuicii au diminuat taxele sublinierei impozitele evidențiate în documentele contabile, prin înregistrarea unor achiziții fictive în valoare de 2.700.000 lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 800.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de sepelare a banilor este de aproximativ 1.500.000 lei. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 6.